Printre sfinții români sărbătoriți, duminica aceasta se numără și Sfântul Iosif Mărturisitorul, singurul sfânt canonizat al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Maramureșenii duc însă cinstire sfinților români în fiecare zi de sărbătoare, purtându-și la biserică istoria și credința în costumele naționale. Credincioșii au împodobit și astăzi hramul mănăstirii nașterea Maicii Domnului, Ruaia Lăpușul Românesc, unde Sfânta Liturghie a fost oficiată de preasfințitul Părinte Timotei sătmăreanul, arhiereu vicar al eparhiei. Răspunsurile liturgice au fost date de membrii ai grupului psaltic Teologos. Aici, obștea mănăstirii care este condusă de Maica Stavrofora Maria Magdalena, Maica Stareță, număr 12 viețuitoare, care se ocupă cu pictura și cu rucodelia specific viețuirii monahale. Totodată, de la an la an, am observat aici lucrarea administrativă împletită cu lucrarea duhovnicească, pentru că maicile, soborul obștea mănăstirii, sunt la înălțimea chemării la care le-a chemat Mântuitorul de a sluji pe Dumnezeu și poporul cel bine Aici s-a actitorit o frumoasă biserică de zid care acum a fost acoperită cu tablă de cupru, tencuită și urmează în scurt timp să înceapă pictura, să fie învăluită într-o frumoasă pictură în frescă. Pe locul mănăstirii nașterea Maicii Domnului, Ruaia, a mai existat în urmă cu câteva secole un alt așezământ monahal. Mănăstirea a fost distrusă în jurul anului 1762, atunci când întreg Ardealul a avut de suferit în urma refuzului de a renunța la dreapta credință. Piatra de temelie a noii mănăstiri a fost sfințită în anul 1993.